Da, bine ai revenit. Vorbim despre noi. Despre noi ca oameni, nu? Adică despre noi. Despre noi oamenii. Despre noi oamenii, așa. Ce vorbim astăzi? Cu ce propunere vii? Despre compatibilitatea în cuplu. Da, așa. Mai poți să repeți o dată? Despre compatibilitatea în cuplu. Adică... Este un subiect destul de delicat în zilele noastre, din câte am observat, la cât mai călătoresc prin țară. Și lumea vine și mă mai întreabă, Soada, cum îți dai seama că doi oameni sunt compatibili? Și chiar și cei care divorțează astăzi, pentru că am văzut că din ce în ce mai multe divorțuri, din păcate, sau pentru cei care se întâmplă din fericire, probabil, încă se mai întreabă dacă într-adevăr am fost sau nu compatibili. Și aici... Bine, asta cu compatibilitatea e clar o întrebare la care răspunsul s-ar putea să-l găsești la sfârșitul vieții. Cam da. Sau la sfârșitul unei relații, sau întotdeauna când se termină o relație, îți dai seama până la urmă, trăgând așa o concluzie, cam unde ne-am potrivit și unde nu ne-am potrivit. Și deseori chiar ajută foarte mult când se încheie un ciclu sau o perioadă din viața unui cuplu, nu neapărat cu o despărțire, chiar și atunci poți să-ți dai seama unde am fost sau nu compatibil. E ca într-o afacere, când sunt doi asociați și în timpul unei afaceri și unei discuții există și conflicte, există și bucurii. Iar când se încheie acea afacere, poți să-ți dai seama abia atunci când te-ai răcit și ai ieșit din acel cadru, să-ți dai seama unde am fost și unde nu compatibil. Bine, dar există unele secrete totuși, spuneam că rezultatul le afli la sfârșitul vieții, dar există mici secrete, da, despre care vreau să vorbim acum. Cum să ne dăm seama că ne-am ales partenerul potrivit? Întrebarea care ar trebui fiecare să-și o adreseze deseori ar fi în felul următor: când cei doi se întâlnesc, în lumea cui o să trăim? În lumea mea sau în lumea ta? Pentru că sunt persoane care se întâlnesc și sunt din două lumi diferite, fiecare cu activități total diferite și cu viziunea asupra vieții total diferite. Și întrebarea e, când noi doi, să spunem, ne întâlnim, în lumea cui vei veni? În lumea mea, să trăim după principiile, ideile mele, dorințele și visele mele, sau venim în lumea ta? Ideal ar fi ca cei doi să-și creeze aceeași lume împreună. Jung spunea foarte frumos că doi oameni când se întâlnesc la masă, de fapt sunt șase. Adică suntem noi doi, sunt părinții mei și sunt și părinții tăi. Adică bagajul informațional, adică soacra, e primul, da, cuplu pe care tu l-ai văzut, au fost proprii tăi părinți, să spunem așa. Și atunci sunt de fapt șase oameni care stau la masă, adică concepte diferite asupra unei relații. Și întrebarea e în felul următor: în lumea cui vom trăi? Și ideal ar fi ca cei doi să-și creeze până la urmă o lume în comun. Dar sunt persoane care cunosc acest secret, în sensul că în momentul când ei intră într-o relație, își dau seama și își trasează anumite întrebări. Unde anume noi doi ne întâlnim cel mai des? Ne întâlnim când facem un hobby împreună, sau când călătorim, sau când discutăm sau ne uităm la un film. Întrebarea e în felul următor: unde te întâlnești cel mai des cu celălalt? Pentru că s-ar putea să nu te întâlnești nici măcar fizic în casă, tu te culci foarte târziu noaptea, iar celălalt trebuie să trezească de dimineață. Nici măcar acolo nu vă întâlniți fizic. Da, păi în idei, principii, concepții și dorințe. Și cel mai ideal cuplu am observat că sunt aceia care reușesc să-și îndeplinească fiecare visele sale, ale sale personale, bazându-se și susținând până la urmă și părerile celuilalt. Adică vine și celălalt cu o susținere. Nietzsche cred că spunea foarte frumos că un om are nevoie de un vis ca să poată trăi până la capăt. Și cred că cei doi împreună, dacă au un vis, măcar fiecare personal, și și-l susțin reciproc, eu cred că există o mare compatibilitate. Și deseori am observat că oamenii se gândesc așa: compatibilitatea înseamnă dacă avem ceva în comun 100%, dar deseori poate să fie și când cei doi sunt total incompatibili, ca și formă, să zicem, ca și concept, dar se susțin foarte mult și roata se învârte mai departe. Bine, când ești îndrăgostit la început, crede-mă, lași după ea, faci cum vrea ea, dansezi cum vrea ea, îi faci toate poftele. Corect. Și din câte am observat, că undeva la 4 luni, 4 ani, sau din 4 în 4 ani, apare un fel de cutremur în relație, când cad aceste măști de la începutul relației. Adică, dacă n-ai mâncat sushi, îți place de fapt și sushi. Dacă n-ai ascultat muzică rock, de fapt îți place și muzică rock. La un moment dat, cei doi încep și se ceartă. Și din nimicuri începe. Să știi că mie niciodată nu mi-a plăcut culoarea ta de păr, niciodată nu mi-a plăcut muzica care tu ascultai. Și din nimicuri încep cei doi și se ceartă. Dacă după această ceartă au rezistat, atunci abia discutăm cu măștile pe față și într-adevăr ne spunem
de fapt, care sunt plăcerile, dorințele și visele noastre. Asta e ca la Olimpiadă, știi, din 4 în 4 ani se întâmplă lucruri. Da, am observat că oamenii se iubesc în zilele noastre doar dacă. Eu te iubesc doar dacă nu mă înșel. Și eu te iubesc doar dacă nu mă înșel. Dar eu te iubesc doar dacă facem copii. A, și eu te iubesc doar dacă facem copii. Întrebarea e în felul următor. Doar dacă al meu se potrivește cu doar dacă al tău? Pentru că eu, dacă într-o zi am să vin cu ideea, eu vreau să plec 5 ani în India. A, eu nu te mai iubesc doar dacă mă iei cu tine în India. Până acolo v-ați iubit, până unde a existat același doar dacă. Pentru că iubirea aceea sau compatibilitatea aceea, așa cumva ideală, sau te iubesc necondiționat, eu încă, sincer, în zilele astea n-am întâlnit, dacă întâlnești un om sincer cu el însăși. Băi, de ce îl iubești atât de mult? De ce? Pentru că acel doar dacă se potrivește cu al meu. Visele, ideile, plăcerile, nebuniile, chiar și certurile, că unii chiar au nevoie, măcar să am cu cine să mă cert, măcar odată să am cu cine, domnule, odată să mă cert, că n-am nici măcar cu cine să mă cert. Toate, chiar și lucrurile acelea. La toate chestiile astea. Întreabă-mă. Mă abțin, te rog, crede-mă. Nu pentru că sunt foarte multe, sunt chiar cu miile de întrebări. Bun, dar mai avem 2 minute la dispoziție. Bun, eu, Andrei, când văd blonda aia pe stradă, da? Așa. Senzațională aia, blondă, extraordinară, cum pot să dau seama că sunt compatibil cu ea? Dacă vi se întâlnesc privirile, ai să-ți dai seama imediat că și ea răspunde la aceleași idei și plăceri și dorințe pe care le ai și tu în acel moment. Nu poți să-ți dai seama despre un om că ești compatibil dacă nu-i întâlnești privirea. Și cei doi își întâlnesc privirea. Și da, poți să-ți dai seama, sunt dincolo de cuvinte, dacă vrei. Și e despre noi, dacă e să vorbim până acolo. Dar cred că în mai multe emisiuni, când am să vin aici, putem detalia acest subiect, așa, pe secțiuni. Păi tocmai asta și ideal. Așa, să știi că aici mă și gândesc să stau așa, cum să stau, că Suada mă citește. Citești fiecare gest, fiecare mișcare, se vede fiecare și după chip dacă cei doi sunt compatibili. Și după trăsăturile faciale. Și din mai multe idei. Toate secretele astea o să vreau să ni le spui pe parcursul emisiunii Fan Duminica, nu astăzi, ci pe viitor. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să știi că ne-ai pus pe mulți, cred că, pe gânduri aia cu statul la masă, 6 sunt oameni. De fapt, da, 6. Soacra, și socru, tata, mama și așa, da, mai departe. Și întreabă-te și acel doar dacă care este în comun cu celălalt.